Iubiți frați și surori, e o atmosferă deosebită astăzi în catedrală, pentru că un grup de 26 de studenți termină astăzi studiile, unii de licență, alții de masterat. E o atmosferă pătrunsă așa de recunoștință, de mulțumire, de bucurie, fiindcă o etapă din viața lor se încheie și sunt pe pragul de a începe o altă etapă. E bucuria pragului, e bucuria trecerii de la un moment la altul, e bucuria aceea pe care au simțit-o și ucenicii atunci când au fost trimiși de Iisus în misiune ca să predice Evanghelia Împărăției Cerurilor. Într-un anumit fel, și dumneavoastră, dragi absolvenți, acuși cu diploma în mână, și dumneavoastră, dragi absolvenți, sunteți trimiși în lume ca să predicați înainte de toate Evanghelia Împărăției Cerurilor. După cum am avut ocazia să mai medităm și să discutăm în anii care au trecut, v-am spus că alegerea profesională pe care ați făcut-o este garantată de loc de muncă până la sfârșitul timpurilor, până când Iisus se va întoarce a doua oară, fiindcă pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi, ne asigură Iisus. De aceea voi ați ales să mergeți în întâmpinarea acestor oameni, acestei categorii de oameni, și lor să le vestiți înainte de toate Împărăția Cerurilor. Noi v-am încredințat multe comori în perioada acestor 2 ani sau 3 ani, depinde fiecare ce termină. Comori intelectuale, comori spirituale, comori morale, antropologice, relații care trebuie construite sau deja care au început să crească, să se maturizeze. Dar cea mai mare comoară este Hristos. Pe El, dacă puteți să-L predicați prin fapte înainte de toate și mai puțin prin vorbe, prin fapte să-L predicați celor care au nevoie de prezența Lui, de mângâierea Lui. Suntem în felul acesta un fel de apostoli, de o altă categorie, dar apostoli în virtutea botezului, a preoției noastre comune, chemați de Iisus Mântuitorul ca să vestim împărăția sa celor care sunt de bunăvoință. Și săracii, prin condiția lor materială, sunt în general oameni de bună voință. Vă sugerez 3 atitudini care pot, într-un fel, garanta succesul acestei predicări, cum am spus, prin fapte și nu atât prin vorbe. Mai întâi să încercăm, cum ne îndeamnă și Papa Francisc, de altfel, în pontificatul său, să fim o biserică in exitu, adică în ieșire, să nu fim o biserică ce se contemplă pe sine. Să fim și noi, hai să parafrazăm, o facultate in exitu, adică o școală care nu se concentrează asupra ei însăși, ci îi pregătește pe oameni ca să-i trimită în lume. Aceasta este destinația finală, de fapt, a cursurilor pe care noi le-am urmat în acești ani aici în școală. După cum spuneau de altfel și latinii, non scole sed vitae, nu pentru școală, ci pentru viață învățăm. De ce ar trebui să umplem viața cu viață? Adică din ceea ce noi am primit să transmitem și să dăm celorlalți. E bine, ca să fim și noi niște studenți in exitu, adică pe punctul de a ieși de pe stradă și a merge în periferie, la margine undeva, consider că ar trebui să adoptăm, măcar spiritual, așa, în mintea noastră, în inima noastră, 3 atitudini. Mai întâi, să fim conștienți, convinși că suntem trimiși, că suntem misionari. Într-un fel, Dumnezeu v-a chemat aici, prin oameni, evident, sau, eu știu, prin necesitățile pe care le-ați simțit voi, prin conjuncturile așa în care ați trăit. V-a chemat Dumnezeu aici, așa cum vă trimite prin noi să vestiți, să transmiteți altora ceea ce ați adunat în acești ani. Adică, spus așa, într-o terminologie ecleziastică, să fiți misionari. Adică cu o misiune, să aveți încrederea aceasta că vi s-a dat o misiune
Nu vi s-a dat doar o diplomă, nu vi se dă doar, eu știu, niște competențe mai bogate sau mai sărace sau niște calificări, ci vi s-a dat o misiune ca să vorbiți despre Hristos celor care au mai mare nevoie în jurul dumneavoastră. Ca să fii misionar, asta înseamnă că trebuie să pleci, că trebuie să ieși, că trebuie să te mai uiți în jur, că trebuie, într-un fel, să fii dispus să-ți asumi și niște sacrificii și niște renunțări. Misionarul este un om eliberat de structuri, de conjuncturi, e un om liber. E, această libertate a misionarului vă doresc vouă acum, în cadrul acestei sfinte liturghii, să o transformați apoi în alegeri profunde de viață, prin care să transmiteți altora mai multă viață. A fi misionar înseamnă în același timp să fii și discipolul lui Hristos pe care îl predici. Ca să fii discipol, trebuie să asculți. Nu se poate fără ascultare. Discipolul îl ascultă pe maestru, așa după cum ați ascultat și în timpul cursurilor. Ați ascultat pe profesori, chiar dacă erați uneori obosiți, uneori, eu știu, erați plictisiți, uneori, eu știu, grăbiți și așa mai departe. Dar totuși i-ați ascultat. La fel face discipolul și față de Hristos și la fel face discipolul față de Hristos pe care îl identifică în cel sărac, în cel nevoiaș, în cel care are nevoie de ajutor, să-l asculți pe acela. E deja, să spunem, o încununare a cursurilor noastre, a lecțiilor pe care le-am avut aici în facultate. Să ai capacitatea să-l asculți pe celălalt, să te așezi pe marginea patului lui de suferință, de, eu știu, în pragul casei lui sărace și să-l asculți pe cel care are nevoie de ajutor. A fi discipol, așadar, misionar și discipol, înseamnă deci să-L vestești pe Hristos celor care au nevoie de dânsul și apoi să-L asculți pe Hristos care îți vorbește prin cel nevoiaș, prin cel care are nevoie de iubirea, de mângâierea lui Dumnezeu. În sfârșit, mai este încă o calitate și anume aceea de a fi împreună cu alții. Nu poți să fii un misionar și un discipol al lui Hristos de unul singur, izolându-te, eu știu, în bula ta de Facebook sau, eu știu, în contul tău de Google, ci sau în cămăruța ta și să te uiți, nu știu, doar pe laptop. Această existență izolată, separată, ruptă de ceilalți, de viața reală, nu este eficace, nu vorbește, nu transmite niciun mesaj. Trebuie să fii împreună cu ceilalți, fizic, să stai împreună cu ceilalți. Sigur, aș folosi cuvântul companie, să fim în companie unii cu alții, pentru că acest cuvânt companie vine din latină și înseamnă cum pane, adică cu pâine, adică cei cu care mănânci pâinea împreună. Asta înseamnă în companie, să formăm o companie, noi care suntem acum aici, în acest context, acum așa fericit, binecuvântat, o companie de discipoli misionari, adică să ne mai întâlnim din când în când și să mâncăm o bucată de pâine împreună ca să subliniem și mai mult fraternitatea dintre noi și mărturia noastră comună. Adică din când în când ar trebui să ne împărtășim și experiențele pe care noi le avem ca misionari sau și discipoli și să stăm împreună. Sigur că biserica este locul în care discipolii lui Iisus se întâlnesc și își împărtășesc reciproc experiențele lor. Dar dumneavoastră, în calitate de absolvenți ai facultății noastre, chiar sunteți invitați și vă invit și eu acum împreună cu părinții profesori de aici sau domnii profesori din biserică să reveniți la întâlnirile noastre anuale sau și mai des, eu știu, la conferințele pe care le propunem și în cadrul acelora să împărtășim pâinea aceea împreună și să devenim cu adevărat o companie de valori, de spirit, de inimă, care să aibă succes în lumea, cum am zis, asta competitivă, astăzi bazată doar pe câștig și pe dimensiunea materială. Dar un alt fel de câștig, acesta în zona spirituală, a inimii, a voluntariatului, a generozității, a gratuității. Așadar, să devenim și noi cu adevărat, să ne asumăm această identitate de facultate in exitu, care iese, deci termină studiile, nu ca să stea tot timpul aici la facultate, ci să plece în lume și să împărtășească celorlalți comorile pe care ei le-au adunat aici. Repet, cea mai mare dintre toate este Hristos. Sper, nu știu, din toată inima, că ceva din
iubirea Lui, din, eu știu, din jertfa Lui, din extraordinara Lui, să zic așa, personalitate, s-a răsfrânt asupra voastră în timpul acestor ani și să marcați drumul pe unde treceți cu această amprentă a Lui Hristos. Cum ar veni asta? Ca să folosesc o imagine, știți, se spune despre facultate și despre universitate, pentru că v-a hrănit cu cunoștințe și teoretice și practice și cu relații și cu prietenii, îi se mai spune alma, alma mater, adică este mama care hrănește, care dă de mâncare, care te face să crești. Facultatea a fost așa ceva pentru dumneavoastră, atât cât a putut fiecare să dea, a dat și a avut rolul de mamă pentru voi. Și preoții și, cum am spus, și persoanele celelalte care au lucrat în facultate. Dar noi știm că dintre toate dubiile pe care le au oamenii, așa, să zic, unul este dat deoparte cu siguranță, și anume în raportul lor cu mama, întotdeauna oamenii sunt siguri. Adică se spune și în limba latină, mater semper certa, adică mama întotdeauna este sigură. Ea imprimă un ceva, pentru că ea hrănește, ea transmite un spirit, transmite personalitatea ei copilul, plus că îl găzduiește în sânul ei 9 luni. La dumneavoastră ați fost unii 3 ani, alții 2 ani, ați fost găzduiți în sânul facultății. Și de aceea v-a imprimat un spirit. Și aș vrea ca facultatea noastră să fie un fel de alma mater semper certa pentru voi. Adică să păstrați spiritul pe care noi vi l-am transmis, în timpul acestor ani, ca mărturia dumneavoastră să nu fie bazată doar pe contract, să nu fie bazată doar pe, eu știu, avantajul material pe care îl primiți de la, nu știu, fundațiile, organizațiile unde vă veți angaja, ci să aibă acel plus care vine din iubirea lui Hristos, ce s-a revărsat asupra dumneavoastră și sunteți acum invitați să o transmiteți mai departe. Așadar, să devenim o facultate în ieșire, in exitu, să ne asumăm condiția aceasta de misionari, discipoli, capabili așadar să meargă la ceilalți și să-i asculte pe ceilalți și să cultivăm spiritul de frățietate între noi. Și să rămânem cu acest așa îndemn, într-un fel de chemare pe care vă adresez acum, să țineți cont întotdeauna de facultatea care v-a format și să o tratați ca pe o alma mater semper certa, adică păstrați tot ce a fost bun și frumos și transmiteți celorlalți unde veți ajunge de-a lungul vieții. Lăudați să fie Iisus Hristos!